Nu cumpărăm mulți chestii de pe internet. Ia microfon. Materiale de construcție. Ia microfon. Microfon. În dreapta. Problema mea este cum pot să îmbunătățesc. Site-ul e deja pe net de câteva luni, dar nu depășește un prag de vizitatori. Mai așa e 100 de vizitatori pe zi. Este destul de bine implementat din punct de vedere SEO, cel puțin pe piața locală a prins destul de bine, dar cuvintele nu se întâmplă foarte bine căutate. Întrebarea mea este dacă merită făcut ceva în acest sens, campania AdWords sau... Ce o campanie? Nu, până acum, ce ai făcut? La nivelul la care ești, spune-mi cam ce rezultate ai. Adică, îți ce mai bine cineva? Să dau un analytics. Nu, că vorbeștem în general despre câți comandă. Deci, zice, mai ai 100 de vizitatori pe zi. Exact. Da? Din 100 de vizitatori pe zi, pe săptămână există o convers. O comandă, deci da. La... 700. Exact, la 700. E o comandă. Nu pot să spun că rezultatele sunt concrete pentru că până alaltă mi-am dat seama că am făcut o mică greșeală și anume când clientul dădea adaugă în coș, îl trimiteam către aceeași pagină, în loc să-l trimit către coș. Și nu aveam un buton de finalizare comandă și practic se pierdea clientul. El era puțin zăpăcit și pleca. Acum am făcut treaba asta, chiar ieri am făcut o vânzare. Și s-a mai îmbunătățit conversia. Da, s-a văzut imediat. Părerea mea e că ar trebui să o iei mai... uite, văd acolo unelte și spule. Pentru că ai un magazin foarte mare și mă gândesc că bugetul tău nu e foarte mare. Nu? Exact. Deci gândește să optimizezi extern, deci off-page, pentru să spunem unelte și spule, că mă gândesc că asta e, eu cel puțin pot să zic că am făcut 3 site-uri pentru unelte și spule și chiar le merge bine pe chestii, nișa respectivă. Și, în fine, nu știu cum le iei, de unde, cred că ai tu furnizorii, și aș încep să o optimizez pentru, să spunem, unelte și spule sau obiecte sanitare. Încearcă pentru chestii mai de valoare, adică cu un preț mai mare, cu marjă mai mare. Exact, să fie comanda mai mare și să poată fi trimis, deci obiectul să nu fie foarte voluminos, să poți să-l trimiți în toată țara. Și de acolo să începi și pe chestia aia să optimizezi astfel încât să ajungi pe produsele, pe numele de produse în prima pagină. Cum mai ai exact pe unelte și spune mai deloc, mai mult pe partea de chimicali. Adică vând chestii de curățat, care nu sunt eu specializat, dar pe astea am primit comenzi. Da, pentru că ele cred că sunt mai ieftine, mici. Noi suntem, avem politică de low cost. Low cost, deci iarăși o chestie, dar aici e ieftin și nu știu cât... Nu, toate produsele în general, marge mică, pentru că asta e tactica companiei, să fim low cost. Și nu știu de ce tocmai în zona asta de chimicale, practic de produse de curățare. Dacă ai aici rezultate, adică comenzi, încearcă să optimizezi pentru paginile respective. Adică să ajungi în prima pagină pe Google și peste rezultate și aici. Și poți să încerci și o campanie de AdWords. Eu ce vreau să scuză, continuu. Eu ce vreau să arăt aici? Intră puțin, vreau să fac și eu pagina unui produs. Intră pe exact asta, vreau să fac. Nu, dă-i, vreau să fac... așa, ok. Eu aș vrut să arăt produsul care teoretic se vede cel mai bine și pentru care nu înțeleg de ce. Pentru că nu l-am optimizat cum ar trebui. Ai dat enter? Mică eroare. Așa. 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 Așa
vezi că acolo ai făcut o chestie foarte interesantă, că ai pus preț normal, preț special. Nu, asta deci, am făcut după ce am văzut că s-a început să se vândă. Da. Bun, are iar și atrage utilizatorul. Așa. Da, pagina e foarte ok, pagina produsului. Exact asta vreau să întreb. Pagina produsului, acum am finalizat-o, acum câteva zile am tot modificat-o. Ce aș face? Aș muta, adaugă în coș și cantitatea sub preț. Deci exact acolo unde ai preț special, aș pune acolo. Asta e una din... Butonul la comandă acum ce fac? Nu, comanda acum e practic de impuls, call to action mai mult. Gândește la chestia asta, deci să muți butonul de acolo sub prețul special. Asta e o regulă, ca în momentul... Când vezi prețul să deci fie... Deci să fie lângă preț și butonul de adăugare în coș. Eu aș mai zice... Care îți va îmbunătăți, asta îți va îmbunătăți sigur conversia. De la... Ia, dă-i adaugă în coș să văd ce se întâmplă. Deci, stai puțin, eu la adaugă în coș aș lăsa să fie automat completată cantitatea 1, adică să ai o cantitate... Da, e automat 1 și nu faceți. În momentul în care pot să pun oricum să fie specificat... Eu să rețin acum trebuie să pun ăla de coș. Așa, uite, ce nu văd unde e coșul meu, nu l-ai. E aici. A, uite că scrie un produs. Deci asta era problema cum mea până acum, adică în sensul în care dădeai adăugă în coș și trimiteai pe aceeași pagină. Dă puțin înapoi, dacă nu faci chestia asta cu direct către coș. Păi nu, că merge, dar nu știu de ce, abia acum a trimis, merge mai greu. Cred că merge mai greu. Da, deci cam asta ar fi. Eu ce aș vrea acum să scot este partea asta de cod discount, vreau să fac în momentul în care dai click să se facă scroll. Și e practic de estimare de livrare și taxe. Asta nu știu cât de bun. Nu știu cât de bună e, adică partea de finalizare comandă, cel puțin cine au văzut, cei care dau click la acest ad. Iată, încearcă să pui și chestia de finalizare comandă mai aproape de preț. Deci, mai sus. Exact sub chestiile adiționale ce cum au văzut acolo, că poate mai sunteți interesat de alea punele jos, sub cotația de da. Poștă de livrare și pune finalizarea comandă, că poate și lângă finalizarea comandă poți să mai pui și un buton de continuare. Da, pe aia mea stângă, continuă cumpărăturile. Dar eu mă gândeam să pun sus, în dreptul coșului de cumpărături, de heading-ul, să pun și finalizarea comandă. E atunci când am mai multe produse în coș, practic sunt mai multe în listă, trebuie să dai scroll mai mult ca să... Mai pui și sus și jos. Asta e da, deci... recomandarea. Asta o dată și deci chestia asta cu estimarea de taxe pentru livrare și transport e totuși ok sau... Da, eu zic că e ok pentru... Da, știi cum e că până la urmă tu poți să selectezi să-ți pui în, direct în asta, în baza de date, să-ți pui două câmpuri, să spunem că vreau cu curierat și cu poștă. Și la poștă pe treabă mai acolo. Curierat, pui și să selectezi între două asta e estimare. După aia te întreabă încă... cu comenzi efectiv de pentru că dacă, până la urmă, livrarea prin poștă e aceeași. E 8 lei pentru un bolet la da, poștă. Da, cu ce de greutate. Da, păi asta, de asta ziceam că la fiecare produs trebuie să spui că s-ar putea la unele să fie foarte de grele și asta estimarea, într-adevăr, să fie să aibă foarte multe produse comandate și estimarea să fie mai mare. Dă puțin back. Poți să faci ceva, nu te lucrând, dacă ai început să pui kilogram rețetării cacetăra, așa și să calculezi automat și să pui... Da, asta e, un parteneriat cu un furnic, cu un curier. Nu am făcut pentru că nu merită. Stai puțin, lasă puțin. La codul de discount aș face un JavaScript să... Se poate să, când apeși pe el, să-ți afișeze ăla și dacă... Asta ce? Ok. Cu hidden. Uh-huh. Da. O să și deci asta cu codul de discount o să fie, pentru că așa am văzut altfel. Dar mari retailer de demand am văzut că au one page checkout
care efectiv nu e cum am eu. Deci one page checkout e foarte, pentru că să zic cum funcționează. Dacă pânia asta prin care treci tu pe utilizator e foarte dificil, adică altfel să-și facă cont. Din ce în ce, de ce trece la un alt nivel, se pierd. Noi, aici ceva de genul ăsta. Eu am ceva de genul ăsta și tocmai asta vreau să întreb, pentru că nu sunt mulțumit. În sensul în care eu îl videz, trebuie să dea click pe acest continuu. Da, deci cel mai simplu e să faci două aia într-o singură... De ce? Se văd? Se merită? Da, pentru că îți optimizezi foarte mult procesul și nu-i mai pierzi. Exact cum ziceai tu, e posibil ca foarte mulți care vreau să comandă la tine pe site să nu fii reușit, adică pur și simplu și îți recomand să pui moare acolo sus și un telefon. Că n-am văzut. E pe pagina de produs, dar mă gândeam și eu chestia asta, deci pe heading să pun numărul de telefon și conținutul poștului sau cel puțin finalizat. Da, uite, de exemplu, pe pagina produsului, poți să dai puțin înapoi? Ideea asta e că nu trebuie să-l complici foarte mult pe utilizator, că uite, în stânga acolo sau ceva, să fie deasupra la produse similare, să fie conținutul coșului grafic. Din cauza asta să-l vadă că el a adăugat, cu, să spunem, o iconiță mai mică. Eu n-am aici mai mult. Uite, da, mută coșul. Dar nu am partea de finalizează în comandă. Păi pune și acolo un... de finalizare. Da, asta o să fac și... Da, uite, e foarte ok, dar nu o să fie. Și aia cu comanda acum, chiar mi se pare, de ce, când aș face comanda acum să fie clicabil și dacă fac click pe el să-mi aducă automat la un din ăla în care să fie deja comandat un singur produs și să, tot ce am de făcut este să-i dau finalizează comanda. Deci comanda acum chiar mi se pare foarte important și să... Și tu acum ai făcut ca un link. Ca un... Da, am înțeles. Dar fă-l ca un link. Fă-l ca un link. Așa și genul. Da, e un concept de comandă rapidă. Câte directoare ai băgat? În câte directoare ai băgat? Și cam două directoare. Ai 200. Da. Da, e ok. Adică ar fi trebuit să
ai niște rezultate și... Totuși nu am o alternanță, am aceeași titlu, același link către homepage, deci nu am o diversitate către produs, du-te la aia sau du-te la alt categoria aia. Păi, nu cred că asta contează, pentru că până la urmă nu cred că sunt foarte mulți care, foarte multe magazine, cam câte magazine mai sunt de bricolaj? Apărut. Sunt câteva, dar bine făcut. Asta e singurul avantaj al meu. Că sunt făcute versiuni mai vechi, versiuni aruncate, fără... O să încerci. Caută cuvinte cheie, de exemplu, din ce ai tu, pe care există volum. Deci ai, sunt mulți care caută, să spunem, nu știu, silicon. Poate sunt mai mulți decât care caută pulverizatorul antipuncegoare. Știu, eu până la urmă la asta mă... Vreau să întreb, că nu-mi dau seama, volumul ar fi... În analitic, de la ce cuvinte cheie îți vin, de exemplu, pe pulverizator antipuncegai, care sunt cuvintele cheie pe care îți vin? Pentru că aici poate să fie pulverizator pe zona... Pulverizator antipuncegai pe zona. Ce ți-a sugerat? Ăștia caută câți? 5, 3, 5 pe zi. 5 pe zi. Eu am două sugestii. E bine să fie pe pulverizator antipuncegai să fii și tu să ai acolo... apropo de chestia asta. Arată-mi puțin la... Uite, acolo cum ai făcut cu adresa, pagina principală, pulverizator. Da, ar fi trebuit să adaugi și categoria între... Da, păi nu, ăsta e pagina principală, e făcut ca fiind promoție. Și așa l-am făcut eu. A, din cauza asta... Da, el apreciază, de exemplu, la... Poți să zice, când urmărești pe categorie, îți apare exact brand cam la tot. Da. Hai să-ți fac două sugestii. Da. Una ar fi să obții cât mai multe linkuri, nu știu, cumpărare de linkuri, schimb de linkuri. Deci sugestia mea ar fi să obții cât mai multe linkuri. Și mai era una. Să faci o listă cu toate. Poftim? Am fost reticent să cumpăr linkuri. Ce ai întrebat? Să cumpăr linkuri. Așa. Adică e o chestie care nu prea e ok. Nu e recomandată. E... Și da și nu. Ok, a doua chestie pe care voiam să sugerez este să faci o listă cu toate produsele din site și să pui în Google Keywords Tool și să o vezi acolo cam care sunt cuvintele cele mai căutate. Fă o listă de 200, îți ia 10 liste. Da, bă, eu asta vreau să... care au interes. Și care nu ți-e cel mai mare conflict, mă gândesc că ar fi să fie variabil. Și chestia e bine și să optimizezi pentru exact produse care îți aduc ție profit bun. Pentru că acolo, chiar dacă nu e volum, să spunem, îți aduc bani care să poți să investești în celelalte... dar am și o întrebare, care e bugetul pentru un astfel de promovare? Da. Cristian? Nu. De vreo 100 de euro pe lună. Nu atât tot pe să încerc să fac din nou. Da, e, ce să pot să zic, 300 de euro pe lună, în funcție de ce... concurență ai și mașe în care le aveți profitabilitate, ai putea măcar să dublezi ăștia 300. În principiu, problema era dacă... Nu pot să-ți spun așa, fără să știu nimic, cam ce rezultate ai obține. Dacă m-aș uita, poate, pe site și pe celelalte site-uri concurente și cam cum stau pe Google, cum mă gândesc, cred că dacă spui că sunt și site-uri care se promovează pe AdWords. Da, dar sunt, dar mie cel puțin nu prea, nu-mi displace asta, nu prea aș cumpăra de la ei pe principiu. Să știi că nu te gândi din punctul ăsta de vedere, sunt site-uri foarte urâte care convertesc extraordinar de bine, pentru că e foarte ușor pentru un client să facă o comandă. Deci, și la chestia asta, deci, adică nu neapărat să fie un site frumos și, într-adevăr, și ăla îți crește credibilitatea până la urmă.
dar dacă procesul tău de checkout e mult mai complicat decât la alt magazin, s-ar putea să meargă mai bine. Asta e chestia. Da. Oricum, eu zic că e un început foarte bun ce ai făcut și pentru 6 luni, dacă deja ai... Sunt puține comenzi, dar având în vedere că promovarea ai făcut cam zero până acum, adică așa, site-ul e cât de cât ok, adică din punct de vedere. De vederea optimizării on page e chiar ok și la ce ai mai putea ați ajuns la procesul de checkout asta să nu pierzi din vizitatorii care vor să comande. Asta e ideea. Mai aveam o întrebare. Pe homepage, să zice cu cantul ce articuri să afișezi. Știu că sunt... Nu ai mare lucru de spus. Că e un magazin general, ăsta afișez categoriile. Câte un... Da, dar la tine e foarte complicat să faci chestia asta. Sunt foarte... Tocmai asta, că am avut foarte multe probleme. Categoriile sunt foarte multe. Foarte multe. Adică, să spunem, să le... cele mai interesante categorii. Adică ai putea să le afișezi și produsele care sunt la discounturi. Gândește că din motorul de căutare ție nimeni nu-ți va veni direct pe homepage, decât să spunem dacă dă Helmand sau produse bricolaj, să spunem că îți optimizezi tu pagina pentru produse bricolaj. Și se va duce ori direct în categoria pe care îi interesează sau direct pe pagina produsului. Deci e puțin important ce ai pe pagina principală. E important în momentul în care tu îți faci o campanie de branding, să spunem, și te vede lumea la televizor și, băi, intră pe Helmand.ro sau și automat acolo, să spunem, ar fi mai important, atunci ar fi mai important ce e pe prima pagină. Dar în rest, nu cred că asta e chestia pe care trebuie să te, pe care să te calculezi acolo. Asta e ideea, optimizarea procesului de checkout și eu zic că ar merge să, măcar să încerci din aia 300 de euro într-o lună, pune 200 și zic că cu 200 sunt sigur că o să aduci undeva la... Stai să mă gândesc, am putut. De 6.000 de unici, cred că o să aduci. 5.000, 6.000 de unici o să aduci cu cei 200 de euro. Ce spun eu pe homepage ar fi listă cu produsele care au cele mai mari vânzări, produsele care sunt cele mai căutate la tine pe site, cele mai afișate. Deci ofertă ceva. Chestii de genul ăsta care... Consider că îți au adus și la recunzări care sunt căutate, poate să uită oamenii la ele și le cumpără, fă niște topuri de genul ăsta și pune formă de pene asta mai interesant pe oameni. Da, și mereu exact am văzut că ai făcut chestia de a mai da utilizatorului și alte alternative. Da. Genul clienții au mai fost interesați și de produsul ăsta se se potrivește cu... Exact, se potrivește, adică sunt produse care... Adică accesorii adică. De genul ăsta, adică cumperi boxea, dar îți trebuie și exact, ceva să pregătești din luat. Deci exact, care au să le oferi automat... Și sunt și acele produse de și impuls. Și, în general, hai să-ți mai spun o chestie. În momentul în care ai un produs foarte ieftin, să spunem, care se vinde bine, încearcă să cuplezi un produs mai scump, care... Nu par, la care câștigi mai bine, de exemplu, dacă, cum ziceam, de vopsea, că îi oferi un diluant, pune diluantul care, la care tu câștigi cel mai bine dintre toate. Cam în felul ăsta. Asta ca să-ți optimizezi tu procesul de vânzare și revenue. Pe mine m-a interesat principiul acestor pagina de produs, dacă e ok. Da, pagina de produs, doar atât ți-am zis. Ce se mișcă? Doar atâta ăla de adăugare în coș, să-l pui puțin mai mare și sub... Păi și ce mai vreau să arăt... Vreau să pare că nu mi-am dat. Mi-am produs configurare. Adică cuperi... Deja am vorbit chestia asta, cuperi plasma de 103 cm, de 105 și am un select box. Dar nu am doar un parametru, am doi parametri. Dar pe totuși indica sau e bine să mă orientez către acest tip de... Așa că eu nu pot să rotesc clip. Mai clar. Pot să spun în momentul în care ai acea exposure, mi se același produs, dar diferă diagonal. Ăsta e un parametru diagonal. Și practic... Adică ai vopsea roșie, verde și mou. Să pui trei produse în roșie. Întrebarea mea este... Recomandarea mea să le pui să
e posibil cineva long tail să caute vopsea Safara, se numește roșii. Și tu având în titlul paginii chestia asta, vei fi mult mai relevant, pentru că așa puteai, de exemplu, bine, nu e foarte, să pui doar pulverizator antimucegai și pe urmă să selecteze el ce tip de, sau pentru, așa, recomandarea mea este, cu toate că o să ai mult conținut duplicat, dar la magazin nu prea e foarte mai poți să mai ai posibilitatea de a face, oricum și când îl faci configurabil, trebuie să creezi produsul înainte și practic poți să-l creezi și să nu-l afișezi în magazin, doar să poate să-l cumpere. Deci, practic tu când ai dintr-un magazin configurabil, ai două produse, să zic, la diagonale de 13 și la diagonale de 14. Și tu când îl creezi, practic poți să-i schimbi numele produsului, poți să-i faci toată chestia, numai că poți să spui să nu afișezi în catalog. Întrebarea mea era asta, dacă îl bagi în catalog sau... Eu zic că e ok să-l afișezi în catalog. Acolo, în... Deci acum nu te gândi că să pui la fiecare, da? La parametrii mai, să spunem, importanți, pe care te gândești că utilizatorul i-ar căuta, da? Da. Exact, să-i pui în titlu acolo, să fie în titlu anunțului. Acum, da, nu te gândi că dacă e vai de 2 cm și de 3 cm și de 4 să pui la fiecare pentru, nu știu, un cui sau ceva. Chiar ăla îl pui ca parametru în interior, select box și chatar pentru parametrii mai pe care utilizatorul i-ar căuta. E bine să iai, pentru că acolo concurența e foarte mică, mulți le pun ca parametru, deci nu sunt indexați pe paginile respective, e doar o singură pagină și automat tu e posibil să ieși long tail și să-ți mai vină vizitatorul de la ce aș mai face, am văzut că pe pagina de cumpărare produs, butonul de comandare acum era, nu era foarte pronunțat. L-aș face roșu sau verde sau albastru, o culoare așa și mai mare. Da, l-aș face... Să nu epateze, să sară în roșu. Pot să fie mai evident. Cu roșu să fac să încerc? Nu neapărat roșu. Roșu sare tot timpul. Fă o culoare complementară. Deci te uiți pe ăsta, pe culori, pe... Color wheel. Și vezi verdele care e opusul. Și pui culoarea respectivă. Dar nu vreau să zic că ai făcut ok, să ai culoare, ai făcut ok pentru cineva care știe și vezi. Navighează pe internet, dar distanțorii tăi nu sunt distanțorii utilizabili de internet. Să le dai cele mai... Asta, comanda, cum să le desară, nu știu dacă ce să caut timp acolo, că... Foarte simplu, trebuie să... Și tot în pagina produs... A primit un mail că de ce nu am afișat adresa firmei pe... Mai am două sugestii. Una ar fi să lași și telefonul, în afară de butonul de comandă, acum să lași un telefon la care să te sune și poți să pui și o casetă la care, dacă sunt oamenii care nu vor să te sune ei, să-și lase ei telefonul și să-i suni tu pe ei. Da, așa, zi, Cristian. De gen că user experience-ul tot, listatorii tăi nu sunt cunoscători de internet, totuși sunt constructori, știi? Trebuie să-i faci foarte, foarte, chiar foarte ușor, pentru că dacă comand Windows-ul, poate să fie o chestie mai complexă, pentru că știu ce comand, e clar că știu ceva de calculatoare. Dacă nu comand vopsea, poate am calculator în casă care mă duce să caut pe net, știi? Și vizitatorii tăi sunt puțin, nu au un grad de cunoaștere atât de mare, știi? Nu trebuie să-i complici foarte mult și trebuie butoana, și butoana cum era acolo, cu continuă cumpărătorie, când intrai în coș, nu am văzut butonul ăla. Continuă cumpărăturile, comanda acum sau actualizează calitățile, parcă nu? Știi cum e? Da, are Google o chestie, o idee că dacă bunica se descurcă, e ok. Da, ceva de genul. Keep it simple. Da, keep it simple. Cum se face plata la voi? Cum? Plata, cum se face? Momentan, ramburs. Sau dacă e să vii să livrezi de la magazin, nu e cu card. Nu se vinde. Plătești 300 de euro pe măcul de care. Mulțumesc. Cam asta. Ok. Asta optimizează procesul pe checkout și vol foarte simplu și vol în cealaltă AdWords. Sugestia mea, dacă nu vrei să cumperi link-uri, găsești la altă metodă prin care să obții link-uri. Mie link-urile mi se par foarte importante la stadiul în care ești acum. Am încercat cu blog, dar pe blog pierde, nu-i nimic. E un domeniu la început și nu... Blogul? Da. Pe blog, pe...
zona mea, pentru că degeaba faci blog pentru mărgele și faci link pe link. Ok. Ok.